Mă, n-auzi! Doamne, maica Domnului! Nu prește! Lasă-mă, mă, în pace, că fac și eu un TikTok! Să văd ce bani ai făcut azi! Cum n-ai făcut bani? Dă-i, mă, geanta, n-auzi? Dă-i cu geanta! Cum n-ai? Cu ce faci? Dă-i, mă, ia-i, mă, geanta, Cosmine! Băgă mâna și geanta! Ajută-mă, Cristi, să iau geanta! Trage, Cosmine! Ia-i geanta, gata, hai, vezi ce bani are în ea. Ah, oh, și mă doare mâna acum. Mă, n-auzi! Doamne, maica Domnului! Nu prește! Lasă-mă, mă, în pace, că fac și eu un TikTok. Să văd ce bani ai făcut azi! Cum n-ai făcut bani? Dă-i, mă, geanta, n-auzi? Dă-i cu geanta! Cum n-ai? Cu ce faci? Dă-i, mă, ia-i, mă, geanta, Cosmine! Băgă mâna și geanta! Ajută-mă, Cristi, să iau geanta! Trage, Cosmine! Ia geanta, gata, hai, vezi ce bani are în ea. Ah, oh, și mă doare mâna, Cosmine. Hai, cu ce face cu camera, să știm exact câți bani sunt. Uite, coroniță, dar ce ești? Ca la poliție. Ești fetița zurlei, coroniță. Cosmine, ca la poliție, Cosmine. Are lenjerie intimă? Nu aveți voie să căutați. Mă, are lenjerie intimă. Ai lenjeria folosită? Prezervative. Mă, ce, mă, tu folosești prezervative? Am lenjerie serios acolo. Hai, lasă ia mâna numai. Uite, ne atinge pe Cosmin. Mă, ne atinge, mă, pe... Uite. Așa, așa. Uite, o, ce ține. Te văd de Cosmin. Vezi? Vezi? Bogdan. Da, Bogdan, ce faci? Uite, Bogdan, uite, da, vezi? Te-a părăsit. Te-a părăsit. Te-a părăsit. Unde, Bogdan? L-a părăsit. Unde ține banii, frate? Nu, bani, mă, Bogdan, unde sunt banii? Unde sunt banii, miile alea? Nu am văzut așa ceva. Ce să facă? În viitura Craiova iar așa. Că, Doamne, să nu mai mor, fă-ți-o cu ce vrei, hai dator. Hai să plecăm cu Olga, hai să plecăm. Lasă-mi Bogdan aici. Și unde o ducem direct la Popleaca și ce crezi? O ducem la pădure acolo și ce crezi? Hai să mergem la țară acolo să tăiem porcul. Mergem să tăiem porcul, Olga? Te-ai pun pe porc, Olga. Vrei să te pun pe porc, Olga? Dar ce voia mai înainte? Voia tatuaj? Ceri tatuaj de la Cosmin? Vreau să-mi facă Cosmin tatuaj pe mână, un trandafir. Haide, mergi eu? Hai. Îl sun pe băiatul ăla? Da. Stai să-l sun, să-l te. Hai, sună. Închidem, da? Dar nu mai da? Mâncăm și de când nu mai mâncat nimic. Dă-i, mă, că am jumătate și tu. Deci stai așa, stai așa, urmă. Dar de ce să-l dau ei și să nu mănânc eu? Dă, Doamne, să nu mai mor. Bă, mă, cu ce dau? Vrei, dar... Da, ia, mă, și mănâncă. Mi-a pus ceva. Nu a pus, o, ia. Nu mănânc de la Cosmin. De ce, se scârbă de el? Nu, poate am pus o treabă, nu trebuie scârbă de el. Tot vine curat, am hai, ia. Frumos, ia și mănâncă. Ia, mă, și mănâncă. Am 3 lei toți banii, buzunar, dăm cu banii, hai. Hai, Olga, de... Cosmine, numai bani vrei, numai bani vrei, numai bani. Numai bani, numai bani. Doamne, să nu mai mor, fă-mă cu ce vrei, dator. Olga. Bravo, Cosmine. Am eu dreptul de autor? Zi-mă, până la urmă, vocea ta. Până la urmă, ce legătură ai avut tu cu Olga? Spune-te la urmă. Legătură de strânsă... A, mai ai avut vreo relație cu ea? Mai pune e, să mai... se înjură? Să te jur să dea Dumnezeu, să nu mai faci niciun ban aici, pe să nu se mai arde nimeni la tine, nimeni. Să o înjur pe Olga sau cum? Dacă nu-i spune adevărat, ai pupat-o vreodată pe Olga? Doar de 5 ori. Bravo! Bravo! De cinci ori? Păi ce să jur dacă spune omul ăla? Minte. Păi cum să mintă? Băi, Cristi! De cinci ori cât mi-aduc eu aminte, dar poate să fie de 10 ori. Știi ce mi-a zis? Când a fost ultima oară la Strehai, atunci când a fost și Leo, când a fost cu el Leo, a spus că tu te-ai întâlnit cu el și te-ai văzut cu el acolo și te l-ai chemat în cameră și stăteai și te-a trimis el să spargi lemne și să bagi lemne, să facă cameră. Cine a zis asta? Să se înjură cu viața lui, să facă accident. N-am zis eu așa. N-am zis așa ceva. Ba taci că mi-ai zis mie că ai pus să... Nu recunosc. Nu recunosc. Vezi, mai și râde. Uite, vezi că și râde. Râd că faci o glumă... Nu. O glumă proastă. Dar a zis că... Acum să se înjură și el, hai. Mamă, ce bă, să pucit. Nu mi se pare normal, Cristi. Mă doare și mâna că filmez. Cristi, nu mi se pare normal, frățiorul meu. Mereu se întâmplă ceva când ești cu așa ceva. Nu mi se pare normal, frățiorul meu, atât timp că să ești prieten cu Leo, cu Alin, cu Ursu, cu toată familia, cu patrona, cu toți. Doar tu vorbești, eu n-am zis așa ceva. Și decât să... Te dai la Olga, frate? Olga, nu crede că n-am zis eu așa ceva, Olga. Mă, Cristi, mă, ce... Dar, de ce? Dar recunoști că ai avut o relație cu Olga? Mă, Cristi, recunoști? Ce vorbim? Nu e normal. Ai avut relație cu Olga? Și patroana a zis, uite, patroana... Ești gelos? Cosmin, ești gelos cu Bogdan în spate? Ce aici, ce aici, Cristi Mare? Acum, pe bune, Bogdan, sincer, acum răspunde realitatea. Atâta timp cât... Cristi, da, este finul lui Leo, da, cum știe toată lumea, da? Nu mai sunt finul lui Leo. Nu mai ești fin aceștia acum. Nu mai sunt nimic. Nu mai e nimic, bun.
Deci ascultă, prieten, atâta. E normal atât timp cât este prieten cu Leo, cu Alin, cu Ursul, cu patrona, cu toată șatra, cu toată familia acolo, să-i facă avansuri pe, pentru Olga? Nu. Să se dea la Olga? Păi nu e normal, nu mi se pare normal. Ia uite, are depresie. Te rog frumos, hai, te rog frumos niște pastile, ia niște pastile. Ia intrați pe contul lui Cosmin, ce cont ai? Mai ai cont de YouTube? Nu mai am, frate, nu mai am nici cont, nu mai am nici buletin, nu mai am nici... Vai de capul tău, Cosmin. Sunt terminat pe zi, ai o relație cu Olga sau nu? Bă, haide să o fac să înțelege ceva. Noi ce facem, o catering cu o alea... Ai grijă! Noi facem o catering cu... Vrei să lovești până la... N-are nimic ca frățurul, că am asigurare la aia care a expirat. Așa, noi facem o caterincă frumoasă, nu se pune problema, Olga știe. Am avut decât o relație scurtă și atâta, nu? Pentru că dacă Olga nu accepta să avem glume și să astea, nu făcea nimeni glume. Bine, amândoi am avut o relație scurtă cu Olga și atâta. Între noi e vorba doar de o caterincă, pentru că o caterincă frumoasă. A dat 10 lei să plătesc parcarea. Altceva, nu mi se pare... Nu mi se pare normal cum e și Cristi Marin. Adică, pă bune, mă frate. Mamă, ce chip de vorbă are Cosmin. Cosmin, ai băut ceva? Cum i-am spus, dată-te aur. Băi, Cristi, dă-te... Cristi Marin pe spate. I-am spus, Bogdan, au și i-am zis lui Cristi. Bă, Cristi, bă, frate, statea femeii în șatra aia. Bă, tu chiar pentru Olga ai tu sentimente și astea. Cu Olga ți-ai găsit? Pentru că ești prieten de familie acolo, ești... E urât, nu e frumos, ai înțeles? Așa e. Dar n-am avut relație, nu? Ai cum să, da. Vrei să spun ceva? Vinovat? Eu nu văd pe Olga vinovată. Pe tine te văd, pentru că Olga te vede ca un prieten. Ia, adică cobor dacă eu sunt Olga te vede ca un prieten. Adică tu acum dacă... Să cobor, nu mai stau. Dacă Olga, tu oroși pe Olga, Olga, fă-mi și mie un sandwich. Lasă-mă să cobor, de ce nu oprești? Tu zici gata, Olga că te iubește, nu? Dar Olga îți face pentru că te consideră un prieten. Ai înțeles? De câte ori te-ai sărutat cu Olga? Cadouri să primește, nu să refuze. Corect. De cât ori te-ai sărutat? Nu mi se pare normal, Cristi, acum cum ai sunat pe mine, cum ai sunat pe mine, Cristi, în seara aia, atunci și mi-ai zis, mamă, ce cam, Olga, ce catering am făcut cu ea, ce așa. Nu e normal, frățior, adică. Mamă, ce mincinos e ăsta, frate, n-am văzut așa. Cosmine, ai băut ceva azi? Nu mi se pare, nici apă n-am băut. Ba da, am apă plată. Ai băut ceva? Pentru că tu atunci când bei, ai chef de vorbă. Nu, frate. Hai, recunoaște acum. Recunoaște. Cum poți să conduci mașina când tu bei? Nu e ok. Păi nu mai vorbim de Cosmin originalul, așa ceva. Bă, sunt Cosmin originalul! Ați auzit? Cosmin, ia cântă. Fake în spate, fake în față, n-am văzut așa. Doamne, să nu mai mor, fă-mă cu ce vrei, fă-mă cu Olga în dormitor. N-am vrut să zic, n-am vrut eu. Deci Cristi Marin, pe bune acum, frate. Îți face viața un chin. Cosmin mă duce să cumpăr mașină, vedeți? Păi Cosmin, da, cu mine, bă, da. Eu pentru mine, Olga, eu recunosc, dar toată lumea, eu pentru mine, Olga e sora mea. E viața ta! Bune, nu mă e viața ta, Olga, la modul cel mai serios. Adică... E iubirea ta, e viața ta. Păi atunci, Bogdan, ce e? Olga este prietena mea și prieten, Olga este prietenul familie, meu. Prieten de familie. Olga este, dacă Olga are un prieten, oricare ar veni la mine, oricare prieten sau oricare om, pentru mine eu îl consider prieten și de-al meu. Hai, Cosmine, că vorbești prea mult. Hai să vedem ce mașină cumpăram. Da, am ajuns la Vitan aici, cel mai mare târg din România sau și din Europa? Că tu știi asta. Vitan, cel mai... Din Europa, nu? Nu, din Europa, din... România? Din Romenica. Haideți! Hai, și facem peștera cătare. Salut, salut! Salut, frumos! Te vrea, îi cumpăr o mașină, o să-i cumpăr cea mai bună mașină să-și aleagă? Cea mai bună mașină și cea mai ieftină. Găsim? Am venit. Chiar ia uitați. Cosmine, numai lângă Olga asta. Mai ales originalul, dar cum să nu originalul Cristi Marin. Așa, bravo, Bogdan. Originalul Cristi Marin. Vezi? $1 falși. Nu mai original are. Olga, 9700 mașina asta, uite, Passat-ul. La 3.500, 4.000. Ia să vedem, îți place culoarea albă? Te urci în ea. Cât de? Înmatriculată în România, dar nu zice dar prețul. Dar și preț? Și că 0 km, auzi? De aia vezi prețul. Păi nu are preț pe ea. 27.000. 27? Nu, 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 uți? Nu e mult, e 49. Da? 27.000, da? Ia uite, mă, 27. Logan, nu Logan. 0 km, nu vine să cred așa. Din ce an e? 2023? Ia uite aici, frate. Bogdan, uite aici, preț 5.760. E 2006.
X1. Cosmin are aici mașini de vânzare, dacă vreți să cumpărați, să îl contactați. Are motor, are cadă. Și aici ce faci? Doar îi sun și vin? Sau cum? Da. Cosmine, îi sun și vin? Da. Da? Bogdane, 12.000 euro. Uite, 13.000, ce mai? 13.000. Din 2010. Vezi câți kilometri are. Uite aici, 5.990, un Golf. Uite un Golf aici. Eu filmez și pentru altcineva, ia uite. Euro 5, 2010. Golf 4 Plus. Jante, aliaj. 5.990. Uite cum arată mașina. Pentru Zuzel. Golf Plus. Mamă, ce preț bun. E bun asta. 2010. Nu, nu, nu. Aia ta? Da, las că am văzut, am luat numărul de acolo, dacă e ceva. 2010, nu? Câți kilometri are, că nu m-am uitat? Cât? 200.000? Ce motor? 1.4. Ok, mă uit pentru cineva, nu pentru... Cam mulți kilometri. Auzi, ai avea mulți kilometri, un Golf. Uite, X6-le. Uitați-o și pe Olga. Olga vrea să-și cumpere mașină, să-i cumpere Bogdan mașină. 2012, tată, Euro 5. Câți kilometri are? De ce nu zice kilometri? E modelul nou ăsta? Nu știu. Dar câți kilometri are? E modelul nou, ești nebun? Nu, cred că e modelul nou, mă. Ce zici, modelul nou? Dar nu zice, de ce nu zice kilometri? Vezi că nu zice kilometri? Ba da, mă, ce are? 11.000, uite pe asta. Mazda. Passat. 8.500. Olga, tu te filmezi pe tine? Uite, X5 ca lui ăla. Nu știu cât ce vreau. Uite exact asta. 13.000. 800, dar arată bine, nu? Păi și ala cum arată? Din 2012. Uite, Audi aici. Q5-ul. 18.500. 15.000 asta. Și voi ce vreți să vă luați, un cinciar? Da. Să fie un preț de 5-6.000, cât vreți? Cam acolo. Cam acolo, văd că numai de 12.000 sunt ăsta. Uite aici unul. Uite, asta ce e? Cinciarul, cât are ăsta? Nu, ăsta e model nou. Ăsta e model nou. Dar nu zice prețul? E 2015 ăsta. Dar nu vă preț. Nu are preț, e fără preț. 26.000 ultimul de jos. 27.000. A, uitați, Cosmin, bișnițarul. Vinde, cumpără mașini la greu. De unde le aduci, Cosmin? Din Germania? A? Uite și ca al meu, modelul ca al meu. Dar nu e ca al. Uite, alt Golf 6 din 2010, 139.000 de kilometri, 7.700 de euro. Ce, de asta ai tu? Tiguan? Da, dar nu este, e model mai vechi. Da? E 2009. Și al tău cât e? 2012. 2012, model mai nou. Da. Uite, filmă și noi prețul aici, că nu se știe ce e. Unde e, mă, cincer? Ah, 2012. Manual. Nu zice preț. Nu, da, dar și preț. A, uite aici. 8.350, mult. A, scump. Diesel. Las că filmez eu, Olga, și-ți trimit eu, da? Olga, îți trimit eu. Îți trimit eu. Să aștepți. Uite aici. Asta ce e? X3-ul. 2015. 24.500. Am venit cu Olga, Cosmin și Bogdan. Să ne uităm după
un cinciar, după un BMW. Iar vor să-și cumpere, să vedem dacă se ține de cuvânt Bogdan, dar eu cred că nu vrea să cumpere și am venit la mișto. Doar așa de ochii lumii, ia uitați cum stau. €7,000 un Tiguan în 2009, 160.000 de kilometri. Cât e, Cosmine? 5.000 ăsta? Da, așteptam. Din ce an? 2006. Bun. Kilometri 269.000 kilometri. Ia, ia, ia. Ia zic o zi. Uite-o că al meu, la fel. Să nu-și cheia al tău ăsta. Din Germania, uite, din Germania. Din Germania e. Păi din ăsta are și eu, nu e calul lău tău. Uite ăsta are și eu. Ce număr e ăsta? Băi, Dama? Ăștia nu sunt vibrate. 15.000 de euro. 15.000? Da. Din anul... Calul lăutar, din care ăsta? Păi, așa e la 2014, atâta e 2014. Nu, a mea e 2012. Dar nu, modelul ăsta care are stopurile, diferă stopurile și toate astea. Deci îl ai? Ce culoare ai tu? Alb, la fel, la fel. Da? Uite-te la farul. Și e dramat? Nu e mișto. Ăsta e dramat, ăla... Păi cam toate sunt hidramate. Iar un... Colț ăsta, Sirocco ăsta. Sirocco. Și cum fuge Sirocco ăsta? 8350. Uite și prețul aici. Cutia automată 5.000. Ba da, mă, cutie 2007. Scrie, uite, cutie automată. Automată, mă. Diesel. Motor de 2000. Bombă, o bună e frumoasă asta. Chiar e. Ia uite ce jenie frumoasă are. Mă scade 5.000. Dacă n-aveți bani, Olga, ce sună aiurea? Cum, Olga, n-are bani Bogdan? Unde s-a dus Bogdan? Făcea pe el? Hai să plecăm, să-l lăsăm aici. Păi bune, asta e mișto. Gata la Bogdan? Uite, Bogdane, 5.000 asta. 60.000, tu, mă, bă, bă, bă. A, Bogdan. E sport, așa. Ha? Și și nervoasă, așa. Aha. Și dacă sună, e mișto, arată bine. Și nervoasă la 4.000, 3.000. Dacă mai lasă. Doamne, astea 500 de euro. Mama, bag cutii, bag cură, păi ce? Păi ce? Păi ce? Tuturor frate, să știi că ai 5 miliarde. Mama, au venit aia în România. La preție bună, preție chiar bună. 5.000, nu? 5.000. Ia treabă kilometri. Scrie acolo kilometri. Nu mai știu cât am. Uite, au și roți aici, acolo, jenți. Jante. Să fiți amândoi de acord. Uite și asta e mișto. Golf 6, 6500, motor de 1,6 euro 5, din 2012, 105 cai, nu știu kilometri, câți kilometri are, dar arată bine asta. Golf 6, negru. E hidramată? Nu, e manuală. E manuală. Da? Olga e cam supărată că nu vrea Bogdan să-l cumpere. Ia uite-l pe ăsta. Ce-ai 120.000. 20 de mii. Păi ești nebun la cabic 6 nou. Hibrid? Și hibrid e, bă. Ia uite-l, frate, cum e. Păi, bă, dar vrei Bogdan la 120 de mii? Păi, dacă Olga vrea așa. Olga, vrei la 120 de mii? Ești cam supărat? Mai de tot Bogdan. Deci, îl părăsești pe Bogdan? Îl părăsești? Ok, ăsta e titlul. Deci, îl părăsești pe Bogdan și le iei pe Cosmin sau cum? Zi! A, dar tu preferi mașina sau pe Bogdan? Nu, prefer pe nimeni.
Nici pe Bogdan? Vrea singur. Deci gata? Acum la cald trebuie să spui totul, Olga. Spune-ne totul despre Bogdan. Nu, am. Hai, spune-ne. Nimeni, îți dai seama. E singură, da? Da. Deci Olga din momentul acesta e liberă. Aviz amatorilor, aviz Cosmine. Cosmine, gata, uite și tu ce ai făcut. Ai despărțit un cuplu care puteau să fie fericiți până adânci bătrâneți și uite și tu ce le-ai făcut. Te-ai adus aici la târgul de mașini și nu se mai înțeleg acum că Olga vrea mașină și Bogdan și că nu. I-a închis gura, vedeți? Bogdane. Da, n-ai ce să faci. Cosmine, cât e ăsta cipul? 23.000, 24.000. În sfârșit, Olga are... Cosmin sună pentru Olga. Am înțeles. Prețul ăia cât ultimul preț cât poți să lași de aia? Uite și unul. 4.700 lei. Hai, zic că tu știi și eu. Cu surmea că pentru ea ea vrea să-și ia. Și suntem pe aici, ne uităm și te suc cam 20 de minute și mă dat de ori. 4.700? Din ce an era? Că tu ești proastă, omul ăla din Franța te așteaptă cu ești 5 lei. Cu ești 5. Păi mai lei tu? Păi de ce nu? Niciodată. Păi omul ăla nu-ți mai am încredere niciodată în trebuie aici.